să începem cu amendamentele pe care deja le-am primit pe e-mail, urmând ca în continuarea lor, dacă mai sunt și altele, să le formulați aici în cadrul ședinței. După care o să avem dezbaterea finală și votul. O să încep cu primele 6 amendamente ale domnului consilier Duran și o să le iau pe rând. Le vom dezbate, le votăm și mergem la următor. Primul. Este un amendament la proiectul de buget, prin care se propune ca de la capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, litera C, alte cheltuieli de investiții, să se adauge o poziție nouă, studiu de fezabilitate, realizare grădină publică în curtea fostelor cămine ale Colegiului Tehnic Constantin Istrati, suma 5.000 de lei, sursa de finanțare diminuare cu suma de 5.000 de lei de la capitolul 7002, litera C, punctul 2. Plus ridicare restricție de construire, extindere tramă stradală. Astfel este formulat. Rugămintea este să facem verificările necesare dacă sumele există și pot fi transferate, în primul rând, ca să nu ne trezim că o să scădem mai mult decât avem pe acum. Vă rog. Da, domnule președinte, sumele există, dar aș vrea, după ce prezintă cel care a făcut amendamentul, dacă mai are ceva de completat, aș avea și eu ceva de spus. Am înțeles că dumneavoastră să susțineți aceste amendamente în lipsa domnului consilier Duran. Amendamentele domnului consilier Duran. Ok, dacă aveți ceva să ne... Nu am vrea să ne explicăm la acest. Singurul lucru care vă pot spune pentru acest amendament este vorba de lipsa zilor de promenadă și petrecerea timpului liber amenajat pentru răspunzător. Acest amendament este același care s-a făcut acum fix un an de zile pentru acea grădină dendrologică, acel spațiu dendrologic, ca să pentru spațiul de recreare a câmpului. Mulțumesc. Îmi permit eu să adaug prima dată, să intervin și eu. Eu personal nu să votez acest amendament și vă spun și de ce. Pentru că face referire la amenajarea unei grădini, un loc de promenadă, într-un spațiu pe care am propus eu proiectul acela cu modernizarea, cu studii de fezabilitate privind consolidarea, modernizarea și extinderea clădirilor de la Nicolae Băcescu 45. Și acesta este motivul că practic ne-am văzut ca apuncat. Sunt două proiecte care se bat ca apuncat. Domnule primar. Da. Mă rog, ați observat lucrul acesta, domnule președinte. Ideea este că prin proiectul dumneavoastră, bineînțeles că se vor amenaja inclusiv zonele respective pentru elevii care sunt acolo. Mulțumesc. Care vor fi. Mai sunt alte discuții pe acest amendament? Dacă nu, haideți să votăm. Cine este pentru? Nu avem niciun. Domnul Ene? Nu vă aud, să știți. Nu aveți sonor. Pentru scuzare. Ok. Mulțumim. Avem două voturi pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? Domnul Sau. Amendamentul nu a fost. Și doi nu au votat. Doi nu au votat. S-au pronunțat deja și nu. Trecem la următorul amendament, amendamentul numărul 2, tot al domnului Duran, care propune așa, capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, litera C, alte cheltuieli de investiții, o poziție nouă, și anume studiul de fezabilitate, realizare, parcare subterană și supraterană în zona fostului bazar, suma de 5.000 de lei, sursa de finanțare diminuare cu suma de 5.000 de lei din capitolul 7002, litera C, punctul 2, plus ridicare, restricție de construire, extindere tramă stradală și parcelare. Bani există că n-au fost luat la primul, deci vă mulțumim că nu vă dat. Ok. Dacă aveți ceva de adăugat? Ce am de adăugat este vorba că în zona Piețe Centrale, zona Piețe Centrale dispune de un număr foarte mic de locuri de parcare, raportat la nevoile populației din zona aceea și inclusiv peste piața acolo. Mulțumesc.
Trebuie să mă spună. Domnul primar? Știm cu toții faptul că există un puz făcut, urmând să-l introduc din nou pe ordinea de zi, în care este prinsă și zona pieței, respectiv parcare supraterană, în fața pieței și a magazinului de acolo, să nu fie public, de fapt pot să spun. Și da, mă bucur că s-a început să se conștientizeze faptul că în zona respectivă lipsesc cu desăvârșire enorm de multe locuri de parcare, dar aș vrea să fac completarea, faptul că nu doar în zona pieței, ci toată, în toată zona centrală, și că este nevoie nu de o parcare sub sau subteran, ci de două, în așa fel încât să reușim să satisfacem cerința cetățenilor din zonă și nu numai, din tot municipiu, având în vedere că tot cetățenii, toți cetățenii din tot municipiu vin la cumpărături și în zona centrală. Deci există în zona respectivă deja propusă prin PUZ o parcare supraterană. Nu vreau să fiu răutăcios, dar și credeți-mă că nu vreau să fiu răutăcios, o parcare subterană este bună în orice zonă a orașului, cu condiția să nu se reușească din nou să se creeze panică că pică blocurile sau casele. Nu vreau să vă jucați cu lucrurile astea, vă rog din suflet, domnilor consilieri locali, și să participați la evenimente de genul ăsta, create de acele personaje care am înțeles că deja pe online au început să iasă la iveală care sunt. Mulțumesc! Alte comentarii, discuții pe marginea acestui amendament? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Domnul Ene? Tot pentru. Cred că pentru. Domnul Ene, n-aveți sună. Mulțumim. Și domnul Sate și da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul nu a fost adoptat. Trecem la amendamentul numărul 3, propus tot de domnul Duran, care este formulat astfel. La capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, litera C, alte cheltuieli de investiții, poziție 9, studiu de fezabilitate, realizare, parcare subterană în față Carrefour și piața centrală, suma 5.000 de lei, sursa de finanțare, diminuare cu suma respectivă de la capitolul 7002, litera C.2, PUZ, ridicare, restricție de construire, extindere, tramă, stradală și parcelare. Domnule Davidescu, dacă nu am nimic de adăugat. Mulțumesc. Repet ce am spus mai devreme, dacă se face referire la construirea de parcare sub și supraterană, cum dorește domnul consilier local, este în locul parcării, în zona parcării care există în locul de față. Există PUZ. Deci mă bucur că domnul consilier este la sentimentul PUZ-ului. Mulțumesc. Deci există deja. Mai aveți comentarii? Supunem la vot amendamentul formulat de domnul Duran. Cine este pentru? Domnul Ene? Marții! Mulțumim. Cine este împotrivă? Abține. Și cu domnul Ene. Amendamentul nu este adoptat. Amendamentul cu numărul 4, propus de asemenea de domnul Duran, citesc formularea dânsului,
La capitolul 7002, locuințe, servicii, dezvoltare publică, litera C, alte cheltuieli, poziție 9, studiu de fezabilitate, realizare sens girator, intersecția strada Plevnei cu strada Pictor Nicolae Grigorescu, suma 5.000 de lei, sursa de finanțare diminuare cu suma de 5.000 de lei, 7002, litera C.2, pus ridicare, restricție de construire, singură, plan, stradală și parcelă. Domnule David, de ceva de adăugat. Deci e vorba despre intersecția Plevnei, Victor Nicolae Grigorescu, exact înainte de pod. Da. Acum, din punct de vedere tehnic, nu mă pricep să știu dacă se poate realiza un sens giratoriu înainte de intrare în pod. În pat. Adică, vă dați seama că acolo și mașini mari. Nu cred că încape. Dar înainte de toate, vreau să vă spun că ați văzut în bugetul local că sunt prinși bani aduși de la guvern în proporție foarte mare, de 70-80%, peste 80%, se vor realiza în acesta cele două investiții pe care dumneavoastră le-ați aprobat și în mandatul trecut. Numai că, anul trecut. Anul trecut s-a lucrat, s-a făcut documente și acum începem în următoarele zile. Și se realizează anul acesta aceste două lucrări. Părerea mea că ar trebui înainte un alt studiu, nu de fezabilitate, să vedem dacă se poate realiza acest lucru. Motiv pentru care eu sunt deschis și la următoarea rectificare am putea prinde o sumă necesară pentru un studiu de oportunitate, de impact, de un alt fel de studiu înainte să trecem studiul de fezabilitate. Deci eu sunt deschis ca la următoarea rectificare să prindem o sumă, să fie prinsă, în care, Doamne ajută, dacă se finalizează lucrările pe cele două străzi anul acesta de vreme, să ne apucăm inclusiv de un alt fel de studiu. Domnule, consilier care ați prezentat plusul. Mulțumesc. Mai avem comentarii pe marginea acestui amendament? Dacă nu, haideți să supunem la vot cine este pentru. Domnul Ene, vă rog. Pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul numărul 5 propus de asemenea de domnul Duran, care propune o modificare textul original, scriere, cerere de finanțare, extindere, modernizare și dotare spațiului pietonal din zona centrală a municipiului Câmpina din cadrul proiectului sprijin la nivelul regiunii Sud-Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură, servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și sau drumuri de legătură. Și se propune abrogarea acesteia, nu știu exact unde este, la ce poziție. Dar 24, dacă îmi permite. Okay. Se propune abrogarea acesteia și suplimentarea cu 10.000 de lei, probabil că este suma întreagă alocată acesteia, la capitolul 7002, litera C, punctul 72. Domnule David Oscu, dar nu aveți... adăugat, eu am ceva de adăugat. Mă bucur că se dorește să se aducă bani la bugetul propus de mine și de USR, numai că eu consider că nici 20.000 nu sunt suficiențe. Adică am avut 10.000, avem 20.000, oricum nu o să facem acest lucru cu banii aceștia.
Așa că eu nu consider oportun, eu personal. Domnule primar. Da. Vreau să vă aduc la cunoștință următorul lucru. Acum v-am și adus în ședință de Consiliu, dar nu mai știu care dintre dumneavoastră m-ați întrebat despre contractul de finanțare pentru mobilitate regională deasupra și pasajul subteran, pe care dumneavoastră l-ați votat. Am citit și eu în amendamentul domnului consilier și scrie că trebuie o consultare publică. Consultare publică, dacă îmi dați voie să citesc, proiectele cu impact major asupra comunității pot fi realizate după consultarea tuturor cetățenilor. Consultarea tuturor cetățenilor a fost făcută la PUZ, iar proiectul de finanțare de acolo, de unde se dorește să ia banii pentru scriere, atenție, sume care sunt eligibile, adică în momentul în care cheltuim banii pentru scriere, când am semnat contractul, ne recuperăm aceste sume de 10.000 de lei sau cât e nevoie să mai suplimentăm. Am adus contractul de finanțare și, bineînțeles, asocierea cu parteneriatul cu adresul Muntenia. Dacă vreți, puteți să-l dați din mână, numai să vă uitați sau cum doriți. Prin care v-am și spus, atunci când ați votat și mobilitatea urbană regenerată deasupra pasajului, dar și pasajul, că suntem obligați ca atunci când se deschide linie de finanțare, să depunem imediat pentru a obține finanțarea. Clauză, în cazul în care nu depunem, dăm banii înapoi. Deci este foarte important acest lucru. Acum, nu se cere din banii respectiv să se completeze într-un alt cont propus de un consilier. Nu, al dumneavoastră, să mutăm în partea cealaltă și să ajunge toată suma. Nu, în niciun caz. Dar noi trebuie să fim corecți și în același timp să ne ducem la bun sfârșit proiectele pe care le-am votat, contractele pe care le-am semnat și parteneriatele pe care le-am semnat, în așa fel încât să nu dăm banii înapoi. Este valabil inclusiv pentru următorul amendament făcut de domnul consilier. Mulțumesc. Alte comentarii? Dacă nu sunt, haideți să punem la vot cine este pentru. Domnul Ene? Pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? Amendamentul nu a fost. Amendamentul cu numărul 6, propus de asemenea de domnul consilier Duran. Textul original este același pe care l-am citit înainte, adică scrie cerere de finanțare. Nu are rost să vin citesc din nou. E aceeași poziție. Nu. Nu. Scuze, atunci. Spuneți-mi atunci la care poziție? La poziția 25, la 1 se cere de la mobilitate urbană regenerată deasupra și la 1 se cere de la pasaj. Ok. Și propunerea dânsului este de abrogare și suplimentare cu suma de 10.000 de lei la capitolul 7002, litera C, punctul 73, adică studiul de oportunitate privind înființarea unui centru de educație și formare profesională. Domnule Davidescu, dacă am ceva de abrogare, mulțumesc. Am aceeași prezentare ca și la mulțumesc altcineva dacă... Dacă nu, supun la vot. Deci acest amendament e depus peste 100 de ani, la 2123. 2, la 2123. Nu, e, în fine, cine a scris zeroul acela? Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Ene? Domnul Ene, ne auziți? S-a dormit. Trebuie blocat. Nu cred că ne mai auzi. Cine este împotrivă? Pentru a... Da, domnul pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu împotrivă. Și domnul Ene n-a putut să vădă. Da, așa ieși.
Avem amendamentul cu numărul 7, este propunerea domnului consilier Raț, textul original, la anexa 2 a litera C, punctul 64, lista obiectivelor de investiții pentru anul 2023 cu finanțare parțială și integrat buget local, studiu de oportunitate teren pentru motocrosse. Și se modifică, tot acolo în aceeași poziție, studiul de oportunitate teren pentru motocross și ATV-uri. Deci este adăugarea de și ATV-uri, deci nu numai motocross. În asta a fost. Nu lasă. Da, e foarte clar, dorim promovarea ambelor sporturi și pentru a avea un studiu de oportunitate cât mai clar și a nu avea probleme ulterior. Comentarii dacă aveți. Dacă nu, haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Domnul Ene? Pentru. Împotriva, abțineri, nu cred că este cazul. Că nu are cine să vote. Dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul în totalitate. Cu un singur amendament adoptat, cel al domnului Cosmin Graț. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnul Ene, scuzați-mă, că nu v-am... A trecut. O problemă, abținere. Deci cine este împotrivă? Cine se abține? 1, 2, 3, 4. Deci am avut 10 minute. Să ne copreiți, mă rog, bugetul a fost adoptat.